Dorina Gherganov vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile amiezii. Începem Telejurnalul cu o știre de ultimă oră. Incendiu devastator la Chișinău. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie a luat foc. Tot acoperișul instituției este cuprins de flăcări. Patru autospeciale au ajuns deja la fața locului, iar pompierii evacuează oamenii din clădire. Nu se știe deocamdată dacă cineva a avut de suferit. Pompierii luptă să localizeze incendiul. Vom reveni cu detalii în Telejurnalul de la ora 18. Să vedem acum titlurile acestei ediții. O grupare criminală specializată în contrabanda de implanturi dentare în Republica Moldova a fost destructurată de forțele de ordine. 9 ofițeri ai Armatei Naționale participă la exercițiul multianual Viking 2018. La aplicație sunt antrenați 2500 de civili din peste 50 de țări și 35 de organizații umanitare. Renumitul serial italian Onoare și Respect revine la TVR Moldova. Filmul în care riscul și dragostea alimentează pasiunea poate fi urmărit pe micile ecrane începând cu 20 aprilie. Șase suspecți au fost reținuți după ce ar fi introdus ilegal în Republica Moldova implanturi și proteze dentare în valoare de peste 6 milioane de lei. Marfa adusă prin contrabandă din Israel, China, Italia și Coreea de Sud urma să fie vândute ilegal clinicilor stomatologice private la un preț mai mic decât cel de pe piață. Potrivit procurorilor, pe parcursul anilor 2017-2018, membrii grupării criminale au introdus în Republica Moldova materiale de uz stomatologic prin eludarea controlului vamal, dar și prin declarații false și indicarea eronată a valorii mărfii. După 19 percheziții efectuate la mai multe adrese din municipiul Chișinău, au fost depistate și ridicate peste 4.000 de implanturi și articole pentru proteze dentare în valoare de peste 6 milioane de lei, dar și bani în monede naționale și străină în valoare totală de aproape 1.500.000 de lei. Cei șase suspecții își recunosc vina și au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Nici nu a început bine campania electorală, că lista de încălcări a legii a și fost făcută. Asociația Promolex a descoperit câteva dintre cele mai grave. Care sunt acestea, vă spunem imediat în Telejurnal. O echipă a Rosselhoznadzor vine într-o inspecție de lucru în Republica Moldova. Oficialii ruși vor să verifice mai multe depozite de mere. Potrivit responsabililor de la ANSA, rușii au cerut o listă a producătorilor care mai au în frigidere stocuri de mere și locul unde se află depozitele acestora. Ulterior, experții Rosselhoznadzor vor decide la care întreprinderi vor merge în control. În luna iunie, adunarea generală a ONU va pune la vot rezoluția privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Adrian Candu în urma vizitei efectuate în Statele Unite. Candu spune că mai multe state, printre care Germania și Statele Unite, deja și-au exprimat disponibilitatea de a susține documentul. Președintele Parlamentului spune că o decizie a Organizației Națiunilor Unite privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană ar fi fost luată mai devreme dacă Federația Rusă nu s-ar fi împotrivit vehement inițiativei. Federația Rusă a intervenit cu unele măsuri procedurale, tehnice, ca să blocheze rezoluția. Rezoluția oricum va fi susținută. Șeful legislativului spune că documentul prin care ONU cere Federației Ruse retragerea trupelor din stânga Nistrului va fi introdus pe ordinea de zi a adunării generale în luna iunie. State precum Germania, Statele Unite ale Americii sau altele deja preliminar și-au dat acceptul pentru susținerea unei astfel de rezoluții. Ba mai mult pe atât, așa cum v-am și spus, vor fi, sper foarte mult, multe state care vor semna chiar ca și autori a acestei rezoluții. Acum câteva zile, reprezentantul special al Ucrainei pentru negocierile privind conflictul transnistrean a anunțat că și Kievul este gata să ofere un coridor verde pentru evacuarea trupelor ruse din regiunea transnistreană.
9 ofițeri ai Armatei Naționale participă la exercițiul multinațional Viking 2018. Militarii se află în orașul Belgrad, Serbia și execută misiuni specifice. Organizat de Forțele Armate Suedeze, exercițiul se desfășoară în perioada 15-28 aprilie, concomitent în Brazilia, Bulgaria, Finlanda, Irlanda, Serbia și Suedia. Scopul acestuia este de a pregăti reprezentanții structurilor de forță pentru operațiuni internaționale comune de gestionare a păcii și a crizelor. Viking este la 8-a ediție, iar în acest an la aplicații sunt antrenați 2500 de civili din peste 50 de țări și 35 de organizații umanitare. Nici nu a început bine campania electorală pentru alegerile locale din 20 mai, că lista de încălcări ale legii a și fost făcută. Niciun candidat nu a deschis fondul electoral, deși sunt obligați prin lege să o facă. Au fost semnalate și primele cadouri electorale, iar unii s-au încometat să folosească și resursele publice în campania electorală. Cu o lună înainte de scrutinul din 20 mai, observatorii Promolex au însumat toate încălcările legii într-un prim raport de monitorizare. Niciun candidat nu și-a deschis fond electoral, chiar dacă au cheltuit sume frumușele pentru a-și face campanie. 151.000 de lei pentru candidatul PSRM și peste 8.000 de lei de către candidatul partidului Șor. La Bălți se fac deja cadouri electorale, iar la Chișinău se folosesc resursele administrative. Cazul doamnei Silvie Radu, care în timpul orelor de lucru a mers la organele electorale pentru a ridica listele de subscripție. Am atestat și primele cazuri de oferire a cadourilor cu tentă electorală. Ambele cazuri au fost înregistrate la data de 6 și 10 aprilie în municipiul Bălți. De fiecare dată se pare că este vorba de candidatul desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, domnul Alexandru Usate, care ar fi oferit pungi cu produse alimentare. Candidații rămân la obiceiurile vechi în discursurile electorale. Potrivit Promolex, candidatul PSRM Ion Ceban a făcut uz de discurs instigator la ură. Iar de cealaltă parte, candidatul desemnat de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a fost vizat de cel puțin două ori în mesaje sexiste, instigatoare la discriminare și violență. Observatorii Promolex au sesizat și primele cazuri în care le-a fost îngrădit accesul la informații. Deși au legea de partea lor, observatorii nu au fost lăsați să colecteze date din dosarele candidaților. În două cazuri, la zile diferite, reprezentanții Consiliului Electoral Circumscripției Chișinău ne-au refuzat dreptul de a efectua copii foto ale documentelor menționate. Adică atât a proceselor verbale organului electoral, a hotărârilor organului electoral, adătate de organul electoral, dar și anumite materiale din dosarele depuse de candidați. Tot asta pe motivul protecției datelor cu caracter personal. Pe noi această situație ne îngrijorează foarte mult. Reprezentanții Asociației Promolex, una dintre cele mai mari misiuni de monitorizare a alegerilor, spun că există încă multe imperfecțiuni în cadrul legal. Candidații independenți sunt discriminați în raport cu cei desemnați de partide pentru că trebuie să colecteze mii de semnături. Promolex spune că și candidații partidelor ar trebui, pe picior de egalitate, să colecteze semnături înainte să se înscrie într-o cursă electorală. Basarabia a fost prima provincie care la 27 martie 1918 s-a unit cu România. Care sunt cele mai importante evenimente din aprilie 1918, imediat după înfăptuirea Unirii? Vă invit să aflați în ediția de astăzi a emisiunii Obiectiv Comun. Continuăm cu știri externe. Franța este scena unor proteste sindicale ample care au degenerat în violențe de stradă.
Peste 130 de manifestații au avut loc pe întreg teritoriul Franței, dar cele mai multe incidente au fost la Paris. Au declarat grevă și au ieșit în stradă lucrătorii căilor ferate, care protestează față de intenția guvernului de a privatiza compania. Iar conflictul nu va înceta curând. Liderii de sindicat au anunțat alte două zile de grevă săptămâna viitoare. La fel, greviștii de la Air France, pentru care a fost a noua zi de protest. Negocierile s-au blocat la procentul de creștere a salariilor. Nemulțumiri mai au angajații spitalelor și studenții. Opoziția din Turcia nu a comentat încă decizia președintelui de a convoca alegeri generale anticipate. Una dintre cele mai importante formațiuni din tabăra adversă își va anunța candidatul în 10 zile. Scrutinul, care va avea loc în iunie, va marca intrarea în vigoare a noilor prerogative prezidențiale acceptate prin referendumul de anul trecut. Seçimlerin 24 Haziran 2018 pazar günü yapılmasına karar verdik. Șeful statului a făcut acest anunț după ce a discutat cu aliatul său, liderul Partidului Acțiunii Naționaliste, Devlet Bahçeli. Cândva foarte critic la adresa lui Erdogan, a fost primul care la începutul săptămânii a cerut alegeri anticipate. Cei doi au încheiat un acord electoral în vederea viitoarelor alegeri, motivată de situația volatilă din regiune, în special din Siria. Gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Noul sistem politic de care vorbește președintele Recep Erdogan a fost aprobat prin referendumul constituțional din aprilie anul trecut. Astfel, Erdogan va implementa noul sistem constituțional prezidențial, eliminând postul de prim-ministru și centralizând puterea prin funcția de președinte. De 70 de ani nu s-a mai pomenit o asemenea căldură la Londra în mijlocul primăverii. Ieri au fost 28 de grade, a fost mai cald decât la Roma sau Madrid. Londonezii s-au bucurat din plin de binefacerile masei de aer cald și uscat provenite din Atlantic. Parcurile și piscinile au fost pline până la refuz. Rar li se întâmplă locuitorilor capitalei britanice să stea la plajă în aprilie. Iar meteorologii spun că temperaturile rămân ridicate și în zilele următoare. Falși brokeri ai unei organizații contactau mici oameni de afaceri din Spania și le propuneau să investească în acțiuni la bursă în schimbul unor câștiguri fabuloase, dar totul era o escrocherie. Știi, spaniolii au luat prin surprindere pe brokerii falși care strânseseră peste 2,5 milioane de euro de la cetățeni și oameni de afaceri. Victimele erau convinse printr-o tehnică de vânzare foarte agresivă să transfere sume importante cu promisiunea că vor primi beneficii la bursă. Organizația folosea pagini web atractive cu denumiri în engleză, dar aveau autorizația de la Opera la bursă. Ancheta a început acum 2 ani și s-a încheiat cu arestarea 79 de suspecți. 20 de tineri din Republica Moldova pasionați de călătorii participă timp de 5 zile la un curs de fotografie organizat la Soroca. Cine le sunt profesorii, aflați din telejurnal. Au tras o spaimă cumplită. Doi copii din Chișinău au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru că în joacă și-au prins degetele în piese metalice și nu au mai putut să le scoată nici cu ajutorul părinților. Primul caz a avut loc în orașul Durlești. Un băiețel de un an a rămas cu degetul blocat într-o scurgere de la baie. Părinții i-au chemat în ajutor pe paramedicii de la Smurd, care au reușit să-l ajute și au constatat că micuțul nu se rănise. Cel de-al doilea caz s-a întâmplat la Spitalul Clinic pentru Copii Valentin Ignatenko. Salvatorii au intervenit acolo pentru a scoate o piuliță metalică pe care un băiat de 10 ani și-a pus-o în joacă pe deget și nu a mai putut să o dea jos. Nici acest copil nu a suferit vreun traumatism. De la începutul anului, salvatorii au mai intervenit în 4 astfel de cazuri.
Vinuri de calitate și șlagăre de altă dată, așa va debuta astăzi ediția de primăvară a vernisajului vinului, care a pregătit mai multe surprize. Cea de-a 19-a ediție va avea leitmotivul Primăvară, primăvară, mi-amintește câta oară renumitul vers din șlagărul legendarei trupe Noroc. În premieră la vernisajul vinului vor participa un număr record de companii vinicole din regiunile cu indicație geografică protejată unite sub brandul unic de țară Vinul Moldovei, dar și mici producători de vin. Este unul absolut inedit prin numărul record de participanți, 52 de vinării, dintre care 5 pentru prima dată își vor prezenta vinurile lor îmbuteliate, demonstrând de fapt acest demers de calitate prin care trece întreaga industrie vitivinicolă, iar accentul va fi pus pe vinurile albe și roze, ceea ce oferă de fapt acelor peste 1000 de vizitatori ai vernisajului o ocazie unică să-și aleagă vinurile preferate pentru primăvară și pentru vară. Vizitatorii vor fi întâmpinați cu un pahar de vin alb sau roze. Paharul îl vor utiliza apoi pentru degustarea vinului Moldovei alături de un ghid în care vor fi enumerate toate vinurile prezentate la vernisaj. Și tematica acestei ediții este una deosebită. O noutate este și în atmosfera muzicală, creativă a acestui eveniment, care va fi animată în stilul muzicii din anii 70-80, dând astfel un tribut pentru barzii și pentru acele talente care au făcut creația moldovenească una de referință. Vinul va fi degustat pe ritmurile șlagărelor din repertoriul formației Noroc, interpretate de Tania Cerca și formația Acord. Vernisajul vinului va începe la ora 18 și este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu susținerea proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei. Serialul italian Onoare și Respect revine la TVR Moldova. În această seară, începând cu ora 22, puteți urmări filmul în care pasiunea și riscul creează tabloul perfect al unui scenariu care vă ține în suspans. A cincea serie a cunoscutului serial devine și mai intrigantă, de aceea nu pierdeți în fiecare zi de vineri producția italiană cu actori renumiți. Serialul Onoare și Respect i-a adus în 2006 notorietate și succes admiratului actor Gabriel Garco, care a jucat alături de alți actori renumiți precum Serena Autieri, Laura Torisi sau Eric Anthony Roberts. În acest serial, actorul italian joacă rolul unui mafiot cu ambiții foarte mari. Numele eroului său este Torino Fortebraci, tânărul inteligent care vrea să cucerească lumea, deși să cucerească inimile femeilor îi reușește mai bine. Saga familiei Fortebraci este o poveste care plonjează în realitatea din Italia anilor 60. În drama siciliană Onoare și Respect, Gabriel Garco joacă alături de Daria Baikalova, Delia Duran, Bruno Eiron și alții. Destinul familiei Fortebraci este pus la grele încercări, iar eroul principal ajunge pe mâna dușmanilor săi. Onoare și Respect, serialul care a căpătat popularitate la nivel internațional, poate fi vizionat în fiecare vineri la ora 22 doar pe TVR Moldova. 20 de tineri din Republica Moldova pasionați de călătorii participă timp de 5 zile la un curs de fotografie. Au avut norocul ca mentori să le fie experți de la National Geographic. Cursul de fotografie are ca generic diversitatea culturală și conviețuirea diverselor etnii într-o comunitate cum este Soroca. La final va fi organizată o expoziție. Gheorghe Guste este pasionat de arta fotografică și a dorit mult să ajungă printre cei 20 de tineri din cei peste 200 acceptați să învețe secretele meseriei de la experții de la National Geographic. Ca să redai istoriile unor oameni prin intermediul fotografiei este destul de interesant, pentru că mulți oameni au istorii foarte triste, foarte vesele și când îi asculți pe ei, atunci simplu se formează într-un fel oarecare ca personalitate, ca fotograf și așa mai departe. Da, eu aș vrea, eu sper că să fiu fotograf tare bun. Tinerii vor trebui să surprindă în obiectivul aparatului de fotografiat peisaje din dealul romilor de la Soroca, mănăstirea și cariera de piatră de la Cosăuți, dar și instantanee din viața oamenilor din Rublenița și Solcani. Ion Deviza, un alt tânăr fotograf, spune că a învățat deja diverse tehnici de creare a istoriilor vizuale. Am învățat cum să fotografiez oamenii, pentru că la asta avem carențe eu și mă bucur foarte mult că am putut să evoluez în domeniul ăsta. Am făcut o fotografie unii femei, am fost la o familie unde de oameni toți erau surzi
și ea stătea pe scaun și lumina batea din fereastră și făceam un contrast frumos pe fața ei. Experții de la National Geographic au venit în premieră în Republica Moldova. Ei spun că orașul Soroca este interesant și pot ușor să realizeze imagini inedite. Within 2-3 short days, they made amazing pictures very quickly. And they've, with like minimal instruction, every day they're going out and they're coming back and making fantastic pictures. Această instruire este un potențial extraordinar pentru Republica Moldova. Este de fapt nu numai o tabără de fotografiat, dar și un dialog intercultural care se construiește între studenți, cât și pe viitor pentru Republica Moldova în general. Acești studenți merg a câte o persoană sau a câte două persoane la familii în jur la 3 zile, pentru că trebuie să meargă o zi la această familie, a doua zi, a treia zi, până când este o conexiune cu familia dată ca să afle istoria acelei familii. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate în cadrul unei expoziții la care va participa și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Pettit. Doamnelor, domnilor, telejurnalul se încheie aici. Vă reamintesc informația orei. Un incendiu devastator are loc acum în Chișinău. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie a luat foc. Tot acoperișul instituției este cuprins de flăcări. 4 autospeciale au ajuns deja la fața locului, iar pompierii evacuează oamenii din clădire. Nu se știe deocamdată dacă cineva a avut de suferit. Pompierii luptă să localizeze incendiul. Doamnelor, domnilor, rămâneți în continuare pe TVR Moldova. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire la telejurnalul orei 18. Până atunci, o zi liniștită în continuare alături de cei dragi. La revedere!